Junioarele de la Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare încheie meciurile de handbal din sezonul regulat cu o victorie la scor obținută în fața fetelor din Reșița. Chiar dacă unele dintre titulare au jucat mai puțin, deznodământul final a fost cel scontat. În continuare, fetele se vor antrena la Baia Mare, iar de joia viitoare și până în 25 aprilie vor pleca acasă pentru vacanța de Paști, după care vor reveni la antrenamente și se vor pregăti pentru meciurile de la turneul final al campionatului național de junioare 1, ce se va desfășura în perioada 4-8 mai, într-un oraș care urmează să fie stabilit. Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare are de apărat titlul cucerit anul trecut, fiind campioana on titră.